Binecuvântat ești Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Aleluia, 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 aleluia. Umedește, Doamne, sufletul omului tău. Umedește, Doamne, sufletul rogului tău. Omenește, Doamne, sufletul rogului tău. Cela ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivenisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnește, Doamne, și sufletul adormitului robului tău, că spre tine nădejdea și-a pus făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântătoare, bineprimită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nemântită, ceea ce ești credincioșilor mântuire. Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale, ceata sfinților, află din zvonul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt aia cea pierdută. Ia-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ce pe mielului Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște mei. Invocați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică a sfinților. Aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Înăscătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări, cinstindu-o să o mărim. Domnule și Sfântul de Dreptul, te vă lăuda pe tine, Doamne, pe Dumnezeu, al de neamne, și putință oamenilor, spre care îmi putează căuta oștile îngerești. Iar prin tine, prea curată, s-a arătat, Doamne, Dumnezeu întrupat, pe care ne mărindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tatăl, Sfinte fără de moarte, Mâneiește, Miroi, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tatăl, Sfinte fără de moarte, Mâneiește, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tatăl, Sfinte fără de moarte, Mâneiește, Mâneiește, Slavă Tatăl, Sfântul Sfântului și acum și pururea și Sfântului și Sfântului, vrea Sfântul Trăimii, Mâneiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, bune iartă, 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 bune iartă. Slavă Tatălui și Sfântului și acum și pururea și Sfântului, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Călătorile dreților, celor ce s-au sfârșit, odihnește, Mântuitorule, și sufletul adormitului robului Tău, văzindu-l pe dânsul, într-o viață ce fericită, care este de la Tine, iubitorule de oameni. Într-o dinată, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odinesc, odinește și sufletul adormitului robului Tău, însuși ești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care le Te-ai pogorât în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați în sus, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău îl odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să odihnească și sufletul adormitului robului său. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
odihna sufletului adormitorului Dumnezeu, schimona cu Serafim, cu tot neamul cel mini ani hadrem, cu tot neamul cel mini iubi romonahul, ananie romonahul, protoschim exedeche rodiacul Iulian, schimonahul, Serafim monahii, damaschim Visarion, monahile Catinei la Vrentea, frații Soninicul Lucian, Gheorghe, Neculai, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru casă-i sertelor, toată greșeala cea de voie și cea fără voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde toți drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăștia Sfântului Duh și iertarea păcatelor lui, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește, miluiește! Dumnezeu Duhului și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul ai supașit lui viață lumitare, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului romului tău, schimonahul Serafim, cu tot neamului cel adormit în loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odină, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală a săvârșit El cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-L prin Dumnezeu. Dumnezeu să-L ierte! Că nu este om care să fie viu să nu greșească, mai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău, adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și viața și odihna adormitului robului Tău, schimonahul Serafim Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului bunului și de viață făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnului să ne rugăm. Îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care dați din străvișenii și aposchelii părății cerilor, iar după Sfânta învierea Ta ce de a treia zi cu hoară Tău le-ai dărit puterea de a lega, dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legat și cercul de dânci pe pământ s-a legat, tot așa să fie dezlegat în cercul de dânci pe pământ s-a dezlegat. Și la ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrâncit pe noi smeriți, nevrenci, robii Tăi, ca să fim moștenitori de același preasfânt dar și har, ca și noi asemenea să legăm și să deslegăm ce se întâmplă în poporul Tău, însuți prea bun împărate, prin mine smeritul nevrednicul slujitorul Tău, iartă pe adormitul robul Tău, schimonahul Serafim, cu tot din orice a greșit în această viață ca om și iartă greșeale ce a păcătuit cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-i de a-i legătura pus în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine sau de la ferior sau de la cineva, a suferit o necare ca aceasta, prin invidia, prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea Bunului, mult îndurate, sufletul robului Tău, schimonahul Serafim, să se așeze cu Sfinții care ne-a comunicăție, iar trupul să dea fericire de Tine, că binecuvântat și prea slăvit, ești în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cuvioase, Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunii preacurate, Maicii Salele, Sfinți, Sfântul Lăudat, Apostolul Preacuvioși Dumnezeu, curtelor părinților noștri, ale tuturor Sfinților, Lazar, Papa, Drăție înviat, ale tuturor Sfinților, sufletul robului Său, schimonahul Serafim, mutat din la noi în cortul de să-i așeze. Sfântul Avram să-L odihnească, de să-L numească pe noi să-L miluiască ca un bun iubitor de oameni. Mare este numele, al preasfintei Trei, mare este numele, preasfântă născătoare, Dumnezeu ajută din nou. Cu alei Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește, deci întâi adevărat, să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, zi Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Herubimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Tare, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru
veșnic, odihnă de Doamne, Sfânta Domnitorului lui Dumnezeu, Sfântul Monah, cu Serafim, cu tot neamul cel mic și felul veșnică, pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Și felul veșnică pomenire. Sufletul adormitul robului tău, schimonahul Serafim, cu tot neamul și-l dormit, și fă-lui veșnică pomenire. Hristos al mia din mort, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruit. Amin. Cu Sfinții Odinește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Astăzi se împlinesc 3 luni de zile, mai bine spus mâine, de când schimonahul Serafim s-a mutat de la noi la cele veșnice. Și cei care într-adevăr l-ați îndrăgit, cei care ați fost îndrumați și povățuiți de schimonahul Serafim, rugămintea mea este după ce s-o la Sfânta Anafră și o să fiți smiriți cei care doriți să veniți la parastaz din cimitir, la slujbe care se vor face pentru schimonahul Serafim și apoi toată suflarea la masă, la pomana dorită în numele și pentru sufletul schimonahului Serafim. Aș dori să vă rog din suflet să nu cumva să plecați, fiindcă Părintele Serafim, cât a fost în viață, știți prea bine că a fost și foarte milostiv. Deși el avea o pensioară destul de mică, niciodată n-a avut pretenția ca bănuțul lui să nu fie dat în mănăstire. Atât timp cât facea și ascultare și pensioara o dorea mănăstirii, dar în afară de a da mănăstirii pensioara, de fiecare dată când venea pensia mă ruga ca din pensioara lui câțiva bănișori să-i las ca să cumpere el icoane din magazinul bisericesc cu măicuța Domnului și să dea de pomană cui știe el că o cinstește cu adevărat pe Maica Domnului. De fiecare dată căuta pe cei care sunt mai necăjiți și nu avea icoane în casă și bineînțeles care cinsteau cu adevărat pe Maica Domnului. A avut foarte mulți ucenici care primea în dar bănuți de la ei și cu numele ca Părintele Serafim, cui știe mai bine Sfinția sa să dăruiască icoana, copia icoanei făcătoare din mână, celor care au nevoie și care sunt în grea suferință și în grele încercări. Nu știu, și astăzi îl simțim atât în viața noastră, prezența eu simțim, de câte ori merg în magazinul bisericesc, parcă îl simt acolo la ascultare. Am zis că niciodată nu se va stinge candela din magazinul bisericesc, dacă ați văzut bine, unde este portretul schimonahului nostru, drag Serafim, și tămâia de fiecare dată, că așa îi plăcea cu Părintele Serafim, care a fost un iubitor de sfinți, iubitor de sfinte icoane, ca să se închine cu multă evlavie și trăire și de fiecare dată îl găseam aprinzând tămâie și tămâind sfintele icoane și apoi începea să-și facă ascultarea. Același lucru îl făcea la plecare la Chiliuță, cum v-am mai spus, unde
se închina cu pioșenii, cu capul plecat, cu smerenie, către Sfintele Icoane și apoi pleca spre chiliuța Sfinției sale. Foarte mulți credincioși care calcă pragul Sfintei noastre mănăstiri și venind cu râvnă și evlavie la Măicuța Domnului, la Icoana Făcătoare de Minuni, îl caută și astăzi pe bunelul nostru, cum îi spuneam, Schimonahul Serafim. Pe cei care i-a îndrumat, pe cei care i-a povățuit în simplitatea Sfinției sale, cu multă credință și dăruire, cum să se închine Preacurate Maici lui Dumnezeu și Sfinților care sunt prietini și casnici lui Dumnezeu. De altfel, dumneavoastră știți rugăciunea aia scurtă care o avea Părintele Serafim pentru noi toți. Iisuse scumpă, ajută-mă, Măicuță scumpă, ajută-mă. Mai tot timpul avea această rugăciune scurtă, deși bine știm că Dumnezeu nu vrea normă, nu-i tot una să ne lăudăm cum facem unii, că facem zeci de acatiste, sute de metane, și gândul nostru merge unde merge. Această rugăciune scurtă, precum rugăciunea minții, care ne îndrumă și povățesc Sfinții Părinți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mi pe mine păcătosul sau păcătoasa, care ne ține în convorbire cu Dumnezeu. Asta rugăciune simplă și trăitoare o avea schemonacul nostru Serafim. Iisuse scump, ajută-mă, Măicuță scumpă, ajută-mă. Sunt mulțumit sufletește că cei care i-a îndrumat și povățuit vin atâta distanță. Mă uitam, tocmai de la Oradea au venit credincioși să aprindă o lumânare la mormântul Părintele Serafim și să-i mulțumească pentru tot ce a făcut pentru dânsi. Și foarte mulți tineri care vin aprinzând lumânări și rugându-se la căpătuiul, la crucea Părintelui Serafim. Dumnezeu să le ierte și să le odihnească și să le numire cu drepții. Și nădăjduim că credința și tot darul lui Hristos Dumnezeu, care a lucrat prin Sfinția sa, prin simplitatea, smerenia, dăruirea care a avut-o față de Dumnezeu și față de semeni și de credincioșii care și pelerinii care urcau dealul mănăstirii Hadâmbu și nu sunt puțini aceia care reveneau să-i mulțumească lui Părintele Serafim pentru sfatul care l-a dat. L-a dat tuturor celor care a avut nevoie în suferință și în încercări din viața aceasta noastră trecătoare. Și de aceea vă rog să luați parte atât la masă, la pomana Părintele Serafim, cât și la slujba care se va face în cimitirul mănăstirii.